Asociația Studenților Juriști Târgu Mureș organizează în perioada 11-13 martie în premieră un concurs național de procese simulate, care va trata tema dreptului Uniunii Europene. Scopul evenimentului este de a oferi studenților și viitorilor juriști posibilitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice dobândite prin oportunitatea de a pleda în fața unui complet de judecători, inclusiv la Curtea de Apel Târgu Mureș, scrie presa online zidezi.ro. Etapele preliminare ale concursului național de procese simulate vor avea loc în incinta Universității Petru Maior din Târgu Mureș, iar marea finală va fi organizată în cadrul Curții de Apel din Târgu Mureș.